știm câte știți voi despre el, dar el știe cu siguranță foarte bine o treabă. Ce spun românii? Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la... Ce spun românii? Ei bine, iată-ne aici și am pentru voi, copiii de acasă, o chestie foarte simpatică. M-am contrazis astăzi cu Nemțu când i-am spus că o coală A4 nu se poate îndoi de mai mult de 7 ori. O coală normală, A4, nu o poți îndoi de mai mult de 7 ori. Știi asta? Da. Nu. Nu. N-ai cum, efectiv, fizic vorbind, n-ai cum. Nemțu s-a contrazis, nu că se poate, s-a tăvălit, a făcut moartea găinii. Am de gând, s-a urcat cu picioarele pe ea, deci Doamne ferește. Domnul Codreanu, dacă se poate să mă ajutați cu o coală de hârtie, recunosc că am vorbit cu el înainte, nu e așa. Din întâmplare se plimba pe aici cu o coală de hârtie. Doamnelor și domnilor! O să-ți fac o introducere, mă, cu o meserie în șopă lumea asta. Ești, du-te și vină și tu când, după ce ai dat anunț, că vreau și... Intră și tu, normal, vreau să intri ca un crucișător, ai înțeles? Ca un tank, așa vreau să-i, ca un... ai înțeles? Perfect! Doamnelor și domnilor, urmează să intre în scenă minunatul, puternicul, talentatul, profesionistul, unicul, sculptatul. Mai dau câteva? Da. Nu? E destul? Inegalabilul. Magnific. Sexiul. Sebastian Codreanu. Eu îi spun să vină ca un crucișător, el a venit ca un schior cu probleme de șold. Așa, bun. Tipule, pentru Neamțu, tu ești de partea lui Neamțu, da? Da. Trebuie să demonstrezi că se poate împături de mai mult de 7 ori această coală de hârtie. Ok? Da. Jumătăți, nu colțuri, nu... Se poate îndoi de maxim 7 ori. Neamțu încă încearcă, l-ai văzut mai devreme, că dea cu mașina față-spate. Da. Bun. Perfect. Te urmărim. Asta este... Noi numărăm? Da. Ia. 1, 2, 3, da? 4, fiți atenți că eu știu cinci, ce zic. 6, sănătate încă o dată maxim dacă se poate, dar vezi să nu cumva să te încordezi prea tare. Asta a fost cu totul. Sănătate, o zi bună. Aia e. Copiii de acasă, puteți încerca și voi. Dacă reușiți de mai mult de 7 ori, eu mănânc hârtie. S-o îndoiți, da? Mamă, să vezi hârtie mănânc dacă reușești. Cu cine jucăm? Lorenții! În aplauzele voastre, familia Lorenții! Din București sunt ei conduși în luptă de Ionci. Am zis bine Ionci? Da. Perfect. Eu de mic am, sunt pe limbi străine, sunt... da. Și mă cheamă și Neculai pe mine. Da, știu că n-ai zice, da. Ionci este economist și spune că este un om dinamic și activ. Joacă împreună cu familia într-o trupă de teatru. Este cercetaș. A jucat fotbal american în 2014, dar s-a lăsat pentru că și-a rupt piciorul. A ajuns însă campion național în acel an. Frumos? Te rog frumos să ne prezici nouă restul familiei. Mulțumesc. Silvia este sufletul meu pereche. Lasă-o puțin să atârne. Las să plutească așa. Ați auzit? Da. Ați, cum a sunat? Da. Și a spus așa într-o suflare, n-a gândit-o, doar a conștientizat-o. A exersat acasă, este? Sucitorul. Bună, Silvia. Bună, Cabral. Putem continua și cu celălalt. Atât contează? Da. Fiul meu, Tomas. Salutare, Tomas. Salut. Mariana, mătușa mea. Sărămână, Mariana. Și vărul meu, Daniel. Îmi place că și verifică. Noi, e Daniel. Salutare, Daniel. Silvia este reprezentant de vânzări, îi place să citească și să fie mereu informată. Spune că este prietenoasă și comunicativă, dar urăște să fie pusă sub presiune. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Tomas a terminat liceul de arhitectură, iar acum s-a apucat de un curs de mecanici auto. După cum se vede, încă nu e hotărât ce să facă în viață, spune că nici lui nu-i vine să creadă cât de leneș poate fi. Wow. Este efectiv șocat. Dați seama, se trezește dimineața și zice, băi, băiatul.
Păi, cred că am stabilit un nou record, bă, de lene, așa ceva nu se mai poate. Stai liniștit că vine viața după tine, nu scapi. Mariana este pensionară, vreme de 25 de ani a fost însoțitor de zbor și a văzut toate continentele, a rămas cu o dragoste aparte pentru New York, îi place pentru că este foarte zgomotos. Adevărul că e un vacar mămică. Daniel este inginer de aviație, dar din 1993 este om de radio. De 40 de ani este instructor de teatru, dar și scrie piese de teatru și sau scenarii de film. În timpul liber face voluntariat pentru copii cu nevoi speciale. Foarte frumos! Bine ați venit la noi! Sper să vă distrați! Bine v-am găsit, mulțumim! Să vă faceți de cap de câștigat, voi știți! Baftă! Ne ajutăm! Baftă! 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 De cealaltă parte, familia Mihalcea! Din Ploie sunt ei conduși de Marius. Salutare, Marius! Salut! Marius, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Te rog frumos să-mi prezici mie restul familiei. Am venit cu soția mea, Raluca. Da! Ți-o cauți! Cum natul meu! Lasă cărămida! Lasă cărămida! Lasă-o jos cărămida, că o rezolvăm imediat. Marius, să punem puțină dragoste. Te rog frumos să... Iubita mea soție, Raluca. Ia uite ce frumos! Bună, Raluca! Bună! Cum natul meu, Ionuț. Salutare, Ionuț. Nu mai e iubit nici el. Cumnata mea, Andreea. Ai gata cu dragostea. Salut, bună, Andreea. Și dragul nostru, Finalex. Opa! Ediția trecută i-a iubit pe toți, iar Alex a fost trecut la și alții. Acum cumva s-a compensat, dar vezi că e drag, tot n-a ajuns la iubit. Deci nu e, nu-l iubește. Acum, da, asta e. Ce să mai faci? Ce? Încă nu. Maxim 5, 10, 15 ani. Bine ați revenit. Bine. Totul bine, da? Da. Baftă. 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 Jucăm? Runda întâi, capitan în față. Să vedem câte variante. 8 variante. Am întrebat 100 de români. În afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Pahare. Pahare. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. În afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Tigăi. Da, da. Bun. Ionuț, în afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Furculițe. Furculițe. Da. Avem și furculițe. Andreea, în afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Cuțite. Da. Da. Bun, bun. Alexandru, în afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Cești. Da, da. Cești tu. Bun. Marius. În afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Linguri. Linguri, domne? Da. Bun, bun. Vă știți bucătăria pe de rost? Da. La Luca, în afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Scaune. Scaune, domne? Da. Da. Primul X. E ok. Ionuț. În afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Castroane. Crezi tu? Eu. Ai? Ce culori? Verzi. Verzi? Toate verzi? Verde praz. Praz, frumos, frumos. Au fost alea scumpe. Avem? Nu. No. Ce când ar fi? Aia e, el are. Verde praz. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Andreea, în afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Lingurițe. Lingurițe. Da. N-avem lingurițe, nu la ele s-au gândit ai noștri. Vă ascult, vă rog, dați-mi câte o propunere. Oale. Ok. Capace. Bine. Fețe de masă. Am înțeles. Crătiți. Bine. Două variante. Marșelate 4 și 6.
Ionci, în afară de farfurii, ce ai în mai multe exemplare în bucătărie? Oale. Da. E Oli acolo? Da. Iva. Câștigă această rundă, familia Lorinții. Crătiți? Da. Toată lumea crătiți? Da. Da. Prosoa, pe de bucătării. Șervețele. Capace. Crație. Mă rog, cratice. Crătiți, domnule, ce să mai... Runda a... Doua. Bun. Cu cine jucăm? Raluca și Silvia. Să vedem câte variante. Să ne cunoaștem, să fim prieteni. Opt variante. Am întrebat 100 de români. Ce vietate și-ar putea face căsuța într-un pantof? O râmă. Albină. Albină. Furnica. Furnica. Bun. Thomas? Gândac. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Ce vietate și-ar putea face căsuța într-un pantof? Un păianjen. Avem? Da. De ce te-ai făcut așa? Cum de alea de face când îl și auzi? Nu e acolo. Noi. Daniel, ce vietate și-ar putea face căsuța într-un pantof? Un hamster. Nu. Nu avem un hipster? Nu. Nu? Foarte bine. Ionci, ce vietate și-ar putea face căsuța într-un pantof? Un șoricel. Da. Da. Foarte bine, domnule. Silvia, ce vietate și-ar putea face căsuța într-un pantof? Un bondar. Bondar? Nu, nu. De ce, domnule, nu? N-are el răbdare să stă. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Tomas, e rândul tău? Pare. Aoleu. Opa. De? Ce vietate și-ar putea face căsuța într-un pantof? O muscă. Da. Ok. Nu e acolo. Vă ascult. Pisica. Ok. Cui de păsări. Bine. Veveri. Am înțeles. Veveriță. Bine. Patru descoperite, patru nedescoperite. Ce vietate și-ar putea face căsuța într-un pantof? Viespe. Da? Nu. Da? Nu. Ok. Viespe nu avem. Sper să nu avem, ce ați zis voi? Păsări, pisică. Pasăre, pisică. Veveriță. Veveriță. Nu, nu avem, da? Câștigă această rundă familia Lorinții. Avem pisică? Da. Nu. Sigur nu avem pisică? Nu. Pariu că avem pisică? Da. Avem. Avem pisică, nu? Da. Cine zice că nu? Păi nu avem pisică, ce-ți caut ea în patru? Păi depinde, dar în patru șoptul meu în cap două. Păi da, dar vreau să fac cu ei. Păi ce faci și cu ei dacă vrei? Auzi, știi ceva? Ia să mă lași în pace. Na. Pisică! Na. Cine a zis la voi pisică? Eu. Foarte bine, Alex. Alex, dar cu cine să-l bage în seamă dacă el... Nu e, domnule, dacă nu e cu dragoste. Ce ați mai zis voi? Cuib de păsări. Pasăre, avem pasăre? Da. Da? Da. Nu zici nimic, văd? Da. Nu, n-ai zis da, e făcut așa unde ăla, știi? E exact gestul ăla de golan care nu vrea să recunoască, nici da, nici nu știu. Face așa. Și la sfârșit, dacă i-a fost nu, păi ți-am făcut nici în cap că nu. Dacă a fost da, păi ți-am zis că da. Uite, zic da. Zici da? Da. Da. Brave!
Deci am avut și salut, Marius. Ce ați mai avut voi? Veveriță. Veveriță, v-am avut? Nu. No. 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 Da sau nu? Nu. No. Nu? No? Nu. No. 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 Și dacă vă zic că e? Și dacă vă zic că e? În pădure este, da. Nu, 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 în pantof. Păi ce, păi pantof? Pantof unde? Am spus eu că e pantof în pădure sau nu? De obicei în copaci își face cuibul. Deci aruncăm încălțămintea sus în copaci, da? Asta este. Avem veveriță pe panou. Avem? Avem. Uite acolo. 5 români dintr-o 100 au zis vever. Ce avem la 4? Broscuță. Broască. Cățeluș? Cățel. Țânțar. Țânțar. Greier. Greier. Ar putea fi greier. Greier. Broască. Hai, domnule, ce avem acolo? Arici. Șarpe. Mere! Da, 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 casa lui. Da, și dacă în pantoful ăla sunt mai mulți mergi, e un cartier rezidențial. Am strâns până acum 155 de... puncte. Ați văzut cum colaborăm noi? Pauză scurtă, revenim cu runda 3. Am revenit cu runda 3, jucăm cu Tomaț și cu Ionuț. Să vedem câte variante. 8 variante. Am întrebat 100 de români. Ce își iau un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Un corn. Bun, favorit. Jucăm. Jucăm? Jucăm. Jucăm. Mersi, Tomas. Ce își iau un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Suc sau apă? Suc. Da. Bun. Alex, ce își ia un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Chipsuri. Da. Da. Avem și varianta asta. Bun. Marius, ce își ia un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Sandwich. Da. Da. Da sau ba? Da. E? Păi nu are de acasă. Din moment ce are bani, nu prea că are sandwich. Bun. Ralu, ce și-a un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Covrigei. Da. Bun. Ionuț, ce și-a un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Biscuiți. Biscuim. Da. Foarte bine jucat. Bravo. Andreea, ce și-a un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Pufuleți. Da. 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 No. Da sau ba? Da. Sunt anumiți pufuleți. Aveți vreun până acum? Nu. Niciunul. Incredibil. Alex, ce și-a un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Napolitane. Da. Da. Să fi reușit, e așa? Da. Cap cu adață? Da. Nu, a? Ba da. E doar primul. Pace. Marius, ce și-a un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Ciocolată. Dulce. Da, ciocolată. Da, da. Altceva? Da. Deci, avem sau n-avem? Da. Da. Auzi. Copănel zice că nu? Eu uzi, domnule. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. E al doilea. Ne putem panica acum. Raluca, ce și-a un copil de clasa a 3-a cu 5 lei de la chioșcul școlii? Stixuri.
89 de puncte în joc. Vă ascult? Apă. Ok? Banană. Bine? Alune. Am înțeles? Croissant. Bine. O singură variantă. 7 la acela care ne zâmbește pe sub mustață. Ionci, ce și-a un copil de clasa a treia cu 5 lei de la chioșcul școlii? Snacks-uri. No. Eu aș fi zis apă. Câștigă această rundă familia Mihalcea. Ce e acolo? Apă. Înghețat. Apă. Oh, oh, prr, miau. Deci, brânzoaică. Eugenii. Pateuri. Pateuri. Saleuri. Gumă de mestecat, gogoașă. Înghețat. Înghețată? Apă. Apă. Gogoașă. Apă. Cremă de ciocolată. Caiet. Pateuri. Pateuri, domnule. Am ajuns acum la runda A. Patra. Punctele sunt? 2. Cu cine jucăm? Andreea și Mariana. Haideți. Să vedem câte variante. Ui? Am întrebat 100 de români. Ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de rochie? Valul. Bun. Buchetul de flori. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Ca să jucăm, mulțumesc. Alex, ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de rochie? Pantofi. Da. Bun, domnule, bun. Marius, ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de rochie? Lingerie intimă. Marius! Ce trebuie, ce zice el? Raluca, ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de rochie? Dresurile. Da. 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 Nu. Hotărăște-te. Da. Nu, nu, nu. Avem, bravo. Ionuț, ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de rochie? Mănuși. În afară de rochie, am zis. Ce moace face am... Ce are mă ăsta? Așa s-a uitat. Ia uite, s-a strigat. Ia să vedem. Foarte bine, domnule! Andreea, ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de rochie? Bijuteriile. Da. Nu. N-am mai auzit așa ceva. Perlele. Iartă-mă pe mine. E primul. Eu nu s-o pun. Alex. Ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de roche? Pelerina aceea. Jack. Pelerina, lasă așa. S-a căsătorit de curând. A murit! N-ai un... Eu și văd. Ce mai mireasă? Uite, mă duc că e un accident pe unii, mă duc să intervin. Nu-mi vine să cred. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Marius, ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de roche? Jartiera. Măi, Marius, măi. Măi, dar nu mai, deci, nu mai cu dedesubtul lucrează omul ăsta. 168 de puncte în joc. Vă ascult? Trena. Ok? Oșeta. Bine. Pudra. Am înțeles. Ornamentele de pus în păr, nu știu exact cum se numesc. Okay. Cele... Nu mă bag. Două variante. Ionci, ce mai are mireasa alb la nuntă în afară de rochie? Trena. No. No. Cred că dădeam pelerină. Nu știu, nu știu ce să zic.
Câștigă această rundă familia Mihalcea. Pelerină, geacă, mă, Alex. Bolero, mă, aceea, bolero. Bolero. Sau capă. M-a leșinat. Pelerina, cine ești tu, super mireasa? Ce avem la șase? Crinolina. Poșeta și crinolina. E poșeta, poșeta. Poșeta e? Și crinolina. Diadema. Diadema. Ce e cu ștrasuri. Aia de se bagă pe sub roche, să te roche așa. Tot pe dedesubt. Măi, ce aveți voi astăzi? Ce e cu voi? Am curunat anul trecut. Pe ei. Păi și astăzi spărcam mireasă. Coronita. A, diadema. Asta e diadema, da, nu? Da. Aha, ok. Și cinci? Generic. Ce are? Porumbei. Chiar nu mă interesează ce chiloți are. Nu e vorba de asta. Fața. Fața albă. Mi-a plăcut la Thomas. Pudra. Eu și văd. All white. Când o vede mirele. Iule, Doamne, apără și păzește așa ceva. E geisha. Porumbei. Generica e sigur. Geantă. Geantă e, domne. Geantă. Da. 2, 5, 7 la 1, 5, 5, intrăm în runda A. 5. Punctele sunt? Dure. Jucăm cu? Alex și Daniel. Perfect. Să vedem variante câte? 7. Am întrebat 100 de români. Ce poți să comanzi direct de pe telefon? Pizza. De fumică? Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. E sigur? Hai să jucăm. Mersi, Daniel. Marius, ce poți să comanzi direct de pe telefon? Haine. Da. Da. Avem hăinuri? Da. Bun. Raluca. Ce poți să comanzi direct de pe telefon? Un taxi. Hai, ce frumos. E? Da. Sau nu e? Da. Foarte bine. Ionuț, ce poți să comanzi direct de pe telefon? Electrocasnici. Andreea, ce poți să comanzi direct de pe telefon? Bilete la teatru, concert. Da. Nu-i panică. Alexandru, ce poți să comanzi direct de pe telefon? Încălțăminte. Da. Bun, domnule, bun. Marius, ce poți să comanzi direct de pe telefon? Anul ăsta. Hai. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Nu-i bai. Raluca, ce poți să comanzi direct de pe telefon? Bijuterii. Da. Da. 192 de puncte în joc. Vă ascult. Lenjerie. Ok. Ceaiuri. Ceaiuri Bine. Medicinale. Bine. Bilete de avion. N-am înțeles. Dulceri. Dulceri. Două variante, Ionci. Ce poți comanda direct de pe telefon? Ceasuri. Da? Nu s-am vă? Nu. Upa. Nu? Câștigă această rundă familia Mihalcea. Ce avem la 7? Cărți, mașini, flori. Vacanțe, mașini, miau. Casa. Mă rog, aparatele, centrală. Ok. Bilet de avion. Thomas, bine. 6. Vacanțe. Flori. Cărți. Flori și cărți.
Bicicletă. Mișu, ce bicicletă? Chestii de schimb. Da, orice. Și orice ar fi o variantă, da. Mobilă. 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 Și iată, ne ajungi acum la runda... șasea. Asta îmi place. Punctele sunt... trile. Și asta îmi place. Și cu cine jucăm? Capitanii. Și asta îmi place. Haideți. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Dacă într-o zi decizi să nu mai iei liftul, ci să urci pe scări până la etajul 8, ce vezi pe drum? Oameni. Pe cine? Oameni. Oameni. Bun. Semana. Uși. Uși, domne, uși. Avem și uși. Jucăm, pasăm? Jucă. Hai să jucăm. Mulțumesc. Și eu. Raluca, dacă într-o zi decizi să nu mai iei liftul, ci să urci pe scări până la etajul 8, ce vezi pe drum? Trepte. Scările. Revoluționar. În lift n-ai cum să le vezi. Avem scări. Ionuț, dacă într-o zi decizi să nu mai iei liftul, ci să urci pe scări până la etajul 8, ce vezi pe drum? Balustradă. Ok? Da. N-avem varianta asta. Andreea, dacă într-o zi decizi să nu mai iei liftul, ci să urci pe scări până la etajul 8, ce vezi? Covorașele de la intrare. Drum. Covorașele de la intrare. Welcome-urile. Bun. Alexandru. Favoritul este nedescoperit. Dacă într-o zi decizi să nu mai ai liftul, ci să urci pe scări până la etajul 8, ce vezi pe drum? Flori. Ghivece cu flori. Asta zic, domne. Da. Este? Da. Am un prieten care mi-a zis, tati, eu nu mă mai matrafoxez, stă într-un bloc de-asta de 4 etaje și de 2 ori a căzut pe scări, că a venit obosit acasă și a călcat în trandafirii vecinilor. Prima oară și-a rupt piciorul și a doua oară și-a rupt mâna. A zis, nu mai, never again. Ce vorbești? Marius, dacă într-o zi decizi să nu mai ai liftul, ci să urci pe scări până la etajul 8, ce vezi pe drum? Pe drum, am zis. Iluminatul. Becurile. Da. Lămpile. Da. Da. Credeam că e vecinul iluminatul, de-aia. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Raluca, dacă într-o zi decizi să nu mai ai liftul, ci să urci pe scări până la etajul 8, ce vezi pe drum? Ușa liftului. Și te uiți așa cu... cu... ce bine era cu liftul. Ce bine era cu liftul. Bun. Să vedem, se fură sau nu se fură. Vă ascult? Pereții. Am înțeles. Ferestre. Bine. Lift. Ok. Tablouri. Bun. Trei variante. Ionci, dacă într-o zi decizi să nu mai ai liftul, ci să urci pe scări până la etajul 8, ce ar fi foarte bine pentru sănătatea ta, ce vezi pe drum? Ferestre. Da. Depinde de bloc. Depinde de bloc. Câștigă această rundă familia Mihalcea. Câștigă acest joc familia Mihalcea. Domne, știi ce vezi de obicei? Sau mă rog, atunci când începi? Genunchi. Și când te oprești pe la vreo 3, așa. Și limba cravată. Și pe la vreo 5, și pe aia și la 6, și la 7, și la 8. Vezi de aproape covorașul ăla cu el, cum că ești acolo întins. Ce avem acolo? Tablouri. Ce anume? Bicicletă. Bicicletă? Păi cine urcă până la 5? Camera de luat vederi. Da. Mașina de slava. Golul dintre scări. Dularul. Scară de oameni gospodari. Ce avem la 7? Papuci. Cum? Saltele, scaune. Papuci.
Saltele, scaune. Păi să te odihnești. Voi v-ați făcut bar în Casa Scării sau hotel? Ce aveți acolo? Să te odihnești în 3 etaje. Stai un pic, Copănele. Cum? Zugrăvește și moare... A, dacă zugrăvește vecinul, scoate totul pe hol. Am înțeles. Anvelope. Ok, anvelope. Pungi de gunoi. Da. Cărucioare de copii. Cărucioare de copii. Saci de gunoi, da. Da, a zis Silvia. Silvia a zis 5? Sonerie. Îmi place. Ionci, acum, că a avut răspunsul din echipă, așa, așa se uită doar la panuri, să-ți fiu pace. Nu mă uit în dreapta, nici să-mi dai bani. Lasă-mă pace, na, no, na. No. Nu cad în pericol. Deci? Contoare. La contoare m-am gândit și eu, să știți. Cablul de televizor. Vizorul. Fire. Fire, care încotro, fire, da, bravo. Mațe. Gunoi. Gunoi. Da, nu are păsă. Da, nu e. Nu, dar așa trebuie, așa trebuie. Să iei gunoiul din casa ta, să-l pui acolo pe hol, să fie gunoiul tuturor. Să pută pentru toți, dacă e să fie, nu? Nu e. Da. Să împarți. Să împarți, că așa zice. Să nu ții doar pentru tine unghie în gât. Mergem mai departe cu familia Mihalcea. Pregătiți-vă pentru runda fulger. Ați câștigat-o data trecută. Da, da. Felicitări, pregătiți-vă. Mulțumesc. Iar vouă vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit. Sper că vă simțiți bine la noi. Vă mai așteptăm. Super. Dacă mai aveți timp și chef, noi suntem aici. Toate bune. Să rămână. Toate bune, Thomas. Să rămână. Toate bune, Daniel. Doamne. Pauză scurtă, revenim repejor. ₺2840 ați câștigat până acum. Putem adăuga 2500. Cu cine joc? Eu și Andreea. Haideți! Bun, sunt două manșe. Una are 20 și una are 25 de secunde. Încep cu... Andreea. Ne vedem mai încolo. Mulțumesc! Asta. 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pasta ce mai departe, la final ne întoarcem dacă avem timp. Cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mersi. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Mamă, fă-mi te rog o tartă cu fructe, dacă se poate cu... Smeură. În afară de șevalet, de ce mai are nevoie un pictor? Pensule. Ce floare e frumoasă chiar și uscată? Trandafir. Ce poți pierde într-o mașină? Pas. Cum poate fi oțetul? Acru. Ce poți pierde într-o mașină? Șervețele. Ok. Aș fi zis acte, chei. Probabil. Nu, zic și eu ce aș fi zis, nu zic că aș fi zis bine. Reușim 100? Da! Hai să vedem. Mama, fă-mi, te rog, o tartă cu fructe, dacă se poate, cu... Zmeură. Zmeură. Să vedem câte porții doar pentru mine. Bune șase. Deci nimic? Da. În afară de șevalet, de ce mai are nevoie un pictor? Și tu ai spus? Pensule, cred. Ok. Câte nuanțe de ocru luminos? Foarte bine. Ce floare, zic, e frumoasă, chiar și uscată? Și tu ai spus? Trandafir. Bun. Să vedem câte petale... Bun, bun răspuns. Ce poți pierde într-o mașină, mi-ai zis? Șervețele. Să vedem câte șervețele pierdute. Niciunul. Deci le-am găsit pe toate. Cum poate fi oțetul? Acru. Să vedem.
132 de puncte, foarte bine. Bravo, Andrei. Și vine acum Marius. Domnule, 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă îmi dai un răspuns, se aude acest sunet. Înseamnă că am primit deja acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Și desigur, nu știu un răspuns, pas trece mai departe, ne întoarcem la final. Ok. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Mamă, fă-mi, te rog, o tartă cu fructe, dacă se poate cu... Zmeură. Altceva. Căpșuni. În afară de șevalet, de ce mai are nevoie un pictor? Pensulă. Altceva. Suport de tablou. Ce floare e frumoasă chiar și uscată? Margareta. Ce poți pierde într-o mașină? Cheile. Cum poate fi oțetul? Oțețit. Temere. Oțețit. Vrei să vedem? Te rog. Vrei să vedem? Da! Nu sună ca și când chiar ați vrea. Vrei să vedem? Da! Este! Haideți! Marius. Mamă, fă-mi, te rog, o tartă cu... Haide, hai mai îndreaptă un pic, că trag de... Păi că ne batem. Așa. Fă-mi, te rog, o tartă cu fructe, dacă se poate, cu... Zmeură și apoi... Tartă cu zmeură, nu? Căpșuni. Tartă cu căpșune. Eu aș spune, dacă tot e tartă și dacă tot e căpșune, aș spune și niște înghețată. Mm. A spune și voi? Și măcar... Păi și atunci, Miștiule, pune și niște frișcă? Da. Și pune și niște nucă de-asta caramelizată acolo, așa, în scârbă? Niște cașe. Și dacă punem, punem și puțin topping de ăla de ciocolată, punem? Când? Hai să vedem. 12 puncte. Favorit mere, apoi vișine, căpșune, cireșe, caise, banane, piersici, zmeură. În afară de șevalet, de ce mai are nevoie un pictor? Tu mi-ai spus... Suport de tablou. Adică șevalet? Ba, da. M-am gândit la... Da. Ia să vedem. Favorit. Pensule, apoi culori, pânză, talent, atelier, lumină, model, timp. Ce floare e frumoasă chiar și uscată, mi-ai spus? Margarete. Nu știu de unde ai scos margareta asta. Asta, margareta uscată, nu mi-a zis niciodată nimic, dar dacă tu, na. Am rămas eu cu florile nemuritoare în cap. Cum? Flori nemuritoare. A. Era ceva de genul. Și ți-a rămas cu margareta uscată. Ia să vedem, margareta uscată, câte puncte strânge. Favorit, trandafir, apoi busuioc, crizantemă, imortelă, garoafă, frezie, mușcată, crăciuniță. Ce poți pierde într-o mașină? Tu mi-ai spus? Cheile. Chei. Am încercat cu șervețele. N-am reușit. Să vedem chei. Bun. Telefon favorit, apoi chei, acte, portofel, cercel, bani, inel, ochelari. Cum poate fi oțetul? Tu mi-ai spus? Oțețit. Ia să vedem. Câți ani ai uitat de el pe balcon? Favorit, acru. Apoi de mere, tare, balsamic, acidulat, roșu din vin cu miere. 163 de puncte. Nu-i nimic, mergem mai departe. Asta contează. Felicitări. Haideți cu toții. Familia Mihalcea a reușit să câștige și jocul de astăzi. Vă aștept și pe voi cu drag aici alături de noi. Oameni buni, să fiți bine, să fiți sănătoși, să ne revedem de fiecare dată cu un zâmbet lățit pe moace. Toate bune.